Memole este un personaj din desenele animate din anii 80, o spiridușă foarte drăguță. Vom merge și vom face un tutorial compus din mai multe părți pentru începătoare. Cele care vreți să lucrați mai repede este în setările videoului să dați pe viteză mai mare și vă puteți face captură de ecran acolo unde este scrisă schema. Așa că haideți să mergem la lucru. Avem nevoie de două croșete, 1,5 pentru corp și 2 pentru căciulă. O foarfecă pentru a tăia firul, niște ochi care acum i-am găsit pe internet, să vedem cum o să vină, sper să iasă foarte bine, și siguranță și brichetă pentru topit. Avem aceste culori. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 culori, plus alb dacă avem așa pufos. Dacă nu, putem folosi și acest alb simplu. Mai avem nevoie și de o umplutură moale și pufoasă. Aici am lista cu ceea ce avem nevoie și codurile. Vă faceți o captură de ecran dacă vreți să respectați exact aceleași coduri. Și aici mai avem talpă. Este un plastic, da, să punem plastic, de la șervețelele cele de masă, pe care o să decupăm o bucățică de talpă atât cât o să avem noi nevoie la păpușă. Aici vă las iarăși legenda cu prescurtările pe care le folosesc, rând, o ochi de lanț, pâs picioruș scurt, înmulțire, adică două piciorușe scurte în același loc, sâcă scădere, luăm buclă din față și din spate, le scădem. În blo o să lucrăm doar pe buclă din spate, flo lucrăm pe bucla din față și pd picioruș dublu. O să începem cu croșetul de 1,5 cu culoarea crem și vom începe pe rândul 1 cu un inel magic și 6 piciorușe scurte. Ața eu așa o pun pe deget, ca să o tensionez mai ușor, să nu pierd timpul să tot dau după deget. Iar inelul magic este foarte simplu. Atâta avem nevoie. Intrăm în el. Intrăm așa în el, ținem cu două degete capătul și vom scoate un picioruș, un ochi de lanț, încă nu este picioruș, și strângem, da? Acum noi vom lucra pe aceste două fire. Aici intrăm în inel, vom lucra cu piciorușe în X și vom trece croșeta pe deasupra la piciorușele scurte în X. Da? Nu tragem larg, nu strâns, cât să alunece ușor croșeta. Și acum putem trage și pe dedesubt ața. Important este prima dată când luăm. Da? Ăsta este primul. Intrăm din nou și luăm prin dreapta. Aici este diferența la piciorușele în X și în V. Cele în V se ia cu croșeta pe dedesubt. Noi luăm prin dreapta. Dacă v-ați obișnuit deja într-un anumit fel, e bine așa. Ok. Și scoatem. La mine rămâne această buclă. Eu vreau să o trag și doar după ce fac cei doi ochi, ea se trage. Doi ochi, două piciorușe scurte. Avem două V-uri. Și continuăm. 3, 4, 5, 6. Hai să le numărăm. Avem un veu. Este aici. Uite-l. 2, 3, 4, 5, 6. Avem 6 piciorușe scurte.
Inelul magic acum este, acum nu mai este. Strângem bine și punem un semn, o ață de altă culoare, pentru că e mai ușor de recunoscut rândul. Mai ales când avem spații mici, cu marcatoarele sunt mai dificile. Ne strângem rândul, ochiul, da, să nu fie larg, și vom intra, nu în această buclă, ca asta este acel ochi de lanț, vom intra și vom lua aceste două bucle. Dacă este prea strâns, folosiți o croșetă mai mică să le luați. Dar de obicei trebuie să iasă. Tragem firul, nu lăsăm larg și facem primul picioruș scurt din rândul 2. La rândul 2 avem 4 înmulțiri și 2 piciorușe scurte. La final vor fi 10. Am făcut un picioruș scurt în primul. Ca să facem înmulțire, vom intra tot în el, tot unde am intrat prima dată. E mai strâns, dar se poate. Să vedem dacă este în același loc. Da? Și avem prima înmulțire. În al doilea picioruș scurt, facem alte două piciorușe scurte. Unul și al doilea. În al treilea picioruș scurt, 3, 4. Și avem 1, 2, 3 mulțiri și acum cea de-a patra. 1, 2. Ok? Și cele două piciorușe scurte. 1, 2. Și am completat cele 6 piciorușe scurte. Da? Vedeți unde este ața? E primul picioruș din rândul următor, pentru că lucrăm în spirală. Acum, la rândul 3, 4 și 5, vom face aceste 10 piciorușe scurte. Da? Deci, picioruș scurt în picioruș scurt. 1, intrăm în următorul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Putem să dăm semnul sau lăsăm ața așa. O să scoatem puțin în relief pentru că se va strâmta. Și acum mai facem în continuu 20 de piciorușe scurte, rândul 4 și 5. Am schimbat marcatorul, ca cel galben nu prea era vizibil la cameră, și continuăm cu celelalte 10 piciorușe scurte. 2, 3, trecem la rândul 6 și facem 3 piciorușe scurte, 3 scăderi și rămâne un picioruș scurt. La final vor fi 7 piciorușe scurte. Uitați cum se duce rândul. Da? Hai să dăm semnul să fie vizibil și facem așa. Unu. Doi. Trei. Scăderi. Acum luăm o buclă
Da, pentru că noi avem veuri aici și luăm o buclă de la piciorușul din față și o buclă de la piciorușul din spate. Și asta se numește o scădere. La următorul picioruș, buclă din față, buclă din spate. Acum a ieșit capătul de ață, ca să nu ne lase să vedem noi bine aici. Și facem a doua scădere. Și mai facem încă una. Și am scăzut trei piciorușe scurte. Da? Și ne rămâne ultimul picioruș scurt. Acum, pentru braț, pentru că îl lăsăm moale, o să punem puțină vată, doar puțină. Poate eu am găsit penseta asta pe la magazinele astea de chinezi. O să le găsiți și la Brico. Dacă nu găsiți așa ceva, rupeți un pix, o coașcă de aia de pix și vă găsiți, sau un lemn, o așchi de lemn cu care să putem băga bata asta, da? Ok. Asta este mânuța. Trecem la rândul 7, 8, 9 și 10, care le facem cu 7 piciorușe scurte. Apoi trecem la galben. Am terminat aceste 4 rânduri cu crem. Da? Și ce facem? Tragem firul ăsta așa și putem chiar să și îl tăiem și luăm înapoi aceste două ochiuri și practic vom termina rândul cu galben. Facem un ochi de lanț. Ok? Așa, ca să țină mai bine. Și terminăm aici. Și continuăm să facem 3 rânduri cu galben. Apoi le închidem. Am băgat firele, capetele în interior ca să putem lucra liniștite. Aici să nu mai umplem pentru că dacă o umplem, apoi va sta foarte plină și nu se vor îndoi mânuțele și vor fi ca și cum ar fi răstignit păpușa. La nicio păpușă să nu o umplem mânuțele de tot. Doar la pălmuțe, așa un pic. Vedeți ce formă are mânuța, da? Și avem un rând. Și acum încă două rânduri. Da, vedeți cum se termină aici. Acum o să le unim și o să închidem cu trei piciorușe scurte. Și luăm picioruș scurt de aici, din față, și luăm și din spate. Facem un picioruș scurt ca să putem apoi aici să strângem ca să nu se lese. 2 și al treilea. Al treilea vine așa. Îl facem alunecat pentru că atunci când o să-l punem la corp o să ne vină bine petața și o să o fixăm pentru că apoi să nu ne facă dezastre, da? Facem un noduleț aici și o tragem pe interior.
Și așa nu avem capete. Perfect. Mai facem una exact la fel. Și hai să facem tălpile la picioare. Sunt doar 3 rânduri, doar că e cu negru și noi o să o facem cu altă culoare ca să se vadă bine la cameră, să se înțeleagă cum am obținut acest oval. Pentru ele am decupat deja din plasticul meu 2 tălpi, da? Am pus talpa aici, am dat cu pixul și apoi am decupat cu foarfe cu plasticul. La picioare am zis că începem cu negru. La primul rând vom face 7 ochiuri de lanț. Din al doilea ochi de lanț vom face 5 piciorușe scurte. Am ales o culoare mai vizibilă la cameră și un croșet de 2, că e mai mare și e mai groasă, da? Și vom începe așa. 7 ochiuri de lanț. 1, 2, nu le facem strânse, dar nici largi. 3, cât să intre așa croșetul. 4, 5, 6, 7. Din al doilea începem să facem piciorușe scurte. Asta este fața. Ca să nu ne iasă găuri, noi vom începe de pe spate, pentru că avem această buclă pe spate, da? Și acesta este al doilea. Asta e primul aici. Și vom lua această buclă. Da? La fel vom lucra piciorușele în X și luăm cu croșeta să nu strângem foarte tare și nici larg. Da? Și avem 1. Luăm de pe spatele ochiurilor de lanț. 2. Trei, patru, cinci. Pe ultimul ochi de lanț vom face 3 piciorușe scurte și ne întoarcem pe partea cealaltă cu 4 piciorușe scurte și o mulțire. La final vor fi 14. Aici vom face primul picioruș tot în bucla care ne vine la rând. Și avem 1. Putem să-l scoatem. Așa. Și acum vom da capătul pe partea cealaltă. Și continuăm să facem celelalte 2 piciorușe scurte, care vor fi 3, da? 2, 3. Strângem bine capătul ăsta, să nu ne rămână gaură, vedeți că s-a și închis. Și acum vom lucra piciorușele de pe partea cealaltă. Și avem 4 piciorușe scurte. 1. Luăm cele 2 bucle. 2, 3, 4. Și o mulțire. Atenție, pentru că aici de multe ori ne încurcăm. Asta este ultimul picioruș, iar acesta este cel de-al 7-lea ochi de lanț, care nu avem treabă cu el. Noi aici vom face înmulțirea noastră. Și ar fi al 13-lea și al 14-lea picioruș
scurt. Hai să vedem ce am făcut aici. Am zis că asta nu avem treabă cu el. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14. Ok? Punem semn și trecem la rândul următor. La rândul 2 facem o înmulțire. 4 piciorușe scurte, iar pe vârful piciorului avem înmulțire, picioruș scurt, înmulțire. Și ajungem la vârf. Bun, înmulțirea. Hai să ne uităm să luăm piciorușul care ne trebuie. Da? Nu ăsta, ăsta. Și facem 1, 2. Acum, 4 piciorușe scurte. Am făcut înmulțirea, da? 1, 2, 3, 4. Iar pe vârf, acolo unde avem acele 3 piciorușe înmulțite, facem înmulțire pe partea asta. Pe vârf, pe vârf facem un picioruș scurt și pe partea cealaltă încă o mulțire. Da? Acum avem pe partea asta de făcut 5 piciorușe scurte și o mulțire. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Și uitați cum ne vine perfect. Înmulțire. Da? Dăm semnul întotdeauna din interior către exterior amândouă capetele. Și acesta este primul picioruș scurt de la rândul 3. Unde facem? Picioruș scurt și înmulțire, apoi 5 piciorușe scurte. Iar pe vârf vom face la fel. Înmulțire, picioruș scurt, înmulțire. Picioruș scurt. Înmulțire. Da? Și acum 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iar pe vârf am zis că facem înmulțire. Și vedeți, înmulțirea vine tot peste înmulțirea trecută. Piciorul scurt și iarăși o mulțire. Ok? Ne-a rămas pe partea cealaltă 6 piciorușe scurte, înmulțire, piciorul scurt. La final, 22. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Înmulțire. Picioruș scurt. Și asta este talpa. Atât. Nici mai mult, nici mai puțin. Să lăsăm firul aici întotdeauna. Acum, hai să vă învăț să închidem circular. Cum putem face și la genți. Intrăm în următorul picioruș și alunecăm, fără să mai tragem ața încă o dată.
Ok? Tăiem fierul să fie puțin mai lung. Pentru că facem următoarea mișcare. Dacă aici am alunecat, în următorul vom intra și vom lua aceste două bucle. Ne tragem capătul. Așa. Și prin piciorușul ăsta ne-a rămas o buclă aici. Și bucla noastră din urmă intrăm pe dedesubt. Și ne tragem capătul. Ia uitați ce se întâmplă. Nici nu se vede care cum e. Da? Și așa ne iese o talpă perfectă, care se vede perfect. Trecem și schimbăm culoarea. Vom schimba culoarea și vom lucra. Asta este flo, bucla din față. Da? Iar asta este bucla din spate. Atenție, pentru că vom începe întotdeauna de la piciorușul acesta. Dacă acesta a fost primul picioruș din rândul următor, da? Înseamnă că acesta este din rândul 4. Și să vedeți că ăsta se și trage, culmea. Deci, va trebui să îl înnodăm. Practic, ori îl coasem cu ața, cu acu, ori pătrundem undeva într-un picioruș aici și facem un nod ca să-l oprim. Deci, schimbăm cu roșu și facem rândul 4, un blo, aceste 22 de piciorușe scurte. Noi trecem pe talpa noastră neagră. Da? Să vedem care este primul, că ăsta ne interesează. Ok? Ăsta aici. Facem un ochi de lanț. Așa. Strângem, nu foarte tare. Și facem un ochi de lanț și ne prindem aici. Dar tot aici vom face primul picioruș scurt. Pentru că avem de făcut 22. Și avem 1. Luăm doar bucla din spate. 2. 3, 4, 21, 22, da? Dăm semnul și trecem în piciorușul următor, nu în ochiul de lanț, aici, și începe în rândul următor, direct, fără să închidem rândul, da? Continuăm acum cu 3 rânduri, 5, 6 și 7, cu aceste 22 de piciorușe scurte. Picioruș scurt în picioruș scurt. 1, 2. Bun, avem un total de 4 rânduri de 22 de piciorușe scurte la fiecare picior. Dăm semnul. Să ne vină bine semnul aici, că altfel vor veni scăderile și va ieși piciorușele strâmbe. Putem să punem talpa și, atenție, cum am eu plasticul ăsta pe partea albă, pe partea negru, o să pun negru pe partea de desubt ca să nu se vadă în caz că se întinde, pentru că dacă nu o punem, se bombează când umplem cu vată. Da? Ne uitați.
E perfect. Și vom face la rândul 8, 7 piciorușe scurte, 5 scăderi, una după alta. Apoi alte 5 piciorușe scurte, rămânem în 17 piciorușe scurte. Ok. Hai să facem. De aici, din primul, facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 scăderi. La fel, luăm buclă din față și buclă din spate. Și avem una. Să strângem, că ne rămâne găuri. Două. Trei. Patru. 5 scăderi. Ok. Că mi-a rămas degetul aici. Și acum cele 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Dăm semnul. Uitați ce frumos este papucelul nostru, cizmulița noastră. La rândul 9 facem 4 piciorușe scurte, tot 5 scăderi și ultimile 3. Rămânem în 12. Dăm semnul. Ok, și am 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte. Și acum 5 scăderi. 1, 2, 3, fiind scăderi peste scăderi, e puțin mai greu, dar se poate. Ok. A patra. Și a cincea. Da? Și ne rămâne exact 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Da? Sunt 12 piciorușe scurte. Hai să vedem. Asta e primul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfect. Acum trebuie să schimbăm culoarea. Și facem... aici un picioruș alunecat. Așa. Și încă un ochi de lanț ca să sigilăm culoarea, da? Și ne tragem firul. Hai să punem puțină vată. Că să avem și noi formă. Băgăm capătul de ață. Papucelul nostru. Trecem la rândul 10 și luăm crem și vom lucra tot în blo. 3 piciorușe scurte și o mulțire. Repetăm de 3 ori și vom avea 15 piciorușe scurte. Facem un ochi de lanț.
Așa. Și în bloc vom lua exact acel picioruș alunecat. Da? Dar tot în bloc să fie că după aia ne trebuie bucla din flo, din față. Și facem, uite așa, un ochi de lanț și un picioruș scurt tot aici. Da? Că doar cât am agățat firul. Trecem pe piciorușul următor, ăsta, dar luăm bucla din spate. Da? Și avem al doilea picioruș, al treilea și înmulțire. Da? 1, 2 în același loc. Și iar 1, 2, 3. Înmulțire pe al patrulea, da? 1, 2 în același loc. Și ultima serie. 1, 2, 3, înmulțire. Bun, și avem 15 piciorușe scurte acum. Dăm semnul, trecem pe rândul următor și luăm primul picioruș aici, da? Nu ochiul de lanț, primul picioruș. Așa. Și să vedem ce avem de făcut acum aici. Avem rândul 11 și 12 cu aceste 15 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Bun. Acum trecem la rândul 13 și facem 3 piciorușe scurte și o scădere. Repetăm de 3 ori, rămânem iarăși în 12. Deci 1, 2, 3, scădere, repetăm încă de 2 ori, 1, 2, 3, scădere. Unu, doi, trei, scădere. Bun. Acum trecem la genunchi. La rândul 14 facem picioruș scurt, scădere, două piciorușe scurte și 5 înmulțiri. Două piciorușe scurte. Vom obține 16 piciorușe scurte. Am pus firul negru ca să fie mai vizibil și începem din primul picioruș cu picioruș scurt. Scădere. Da?
Deci ăsta e piciorușul scurt, aici vom face scăderea în următoarele două. Două piciorușe scurte. 1, 2, 5 înmulțiri. Una, două piciorușe scurte în fiecare picioruș, 3, 4, 5 și rămân două piciorușe scurte. 1, 2. Pe rândul următor, 15, facem 4 mulțiri, 5 scăderi. Se formează genunchiul. Un picioruș scurt și o mulțire. Tot 16. Dar aici se va face pulpa, da? În spatele genunchiului. Prima mulțire, a doua, a treia, a patra, ok, și 5 scăderi, 1, 2, 3, 4, 5. Da? Și rămânem cu un picioruș scurt și aici o înmulțire. Da? Că aici se formează genunchiul. Când umplem, o să se vadă mai bine. Fie pentru stângul, fie pentru dreptul. Rândul 16, 16 piciorușe scurte. Picioruș scurt în picioruș scurt. 1. Am sărit unul, vedeți? Atenție! Vedeți că este aici? Că vine de la mulțirea asta, să fim atenți. Și cel mai bine este să numărăm și să numărăm. Ia să vedem. 1, 2, 15, 16. Vedeți că ne-a venit ultimul pe mulțire, al 16-lea, da? Acum, la fel, vom face un picioruș alunecat. Așa. Și tăiem firul.